Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Sfânta Scriptură. Dacă știam conținutul poemului care l-au dat copiii, ne ceream să mă ia și pe mine în poemul ăsta. Pentru că mi-am propus azi să vorbesc din Proverbe, din capitolul 31. Vreau să citesc câteva versete, începând cu versetul 10. Pagina în Biblie 668. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți, de departe își aduce pâinea. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mă uit la mire și la mireasă și în cartea Amos, în capitolul 3, versetul 3, se pune o întrebare. Merg doi oameni împreună dacă nu se învoiesc? Voi plecați astăzi împreună și cred că v-ați învoit pentru asta. De fapt, eu mi-am propus azi să compar familia creștină cu o corabie. Biblia ne dă voie să facem comparația aceasta, vorbim de femeie în versetul 14, ea este ca o corabie. Mai avem în minte acea întâmplare ce a afectat întregul pământ, acel potop de ape, în care o familie, și anume familia lui Noe, cu soția, Set, Ham, Iafet, cu soțiile lor, au scăpat de această nenorocire tot printr-o corabie. Mă uit la ei și mă gândesc că ei astăzi se află încă în portul din care vor pleca. Și mă rog ca Domnul să-i însoțească de la început, nu știu ce direcție și-au ales ei. În înțeles pământesc, nu știu unde vreți să călătoriți voi, dar în înțeles duhovnicesc, aș vrea să ajungeți la Dumnezeu acasă, în portul ăla despre care noi cântăm și în care vrem să ajungem odată. Și Dumnezeu să vă ajute. Dragii mei, ca să plecăm, pentru început o urare să le fac. Și doresc ca în viața lor de căsnicie, dar și dumneavoastră, ca și biserică, în viața voastră de pocăință, să dați dovadă de statornicie. Mă uit la aceștia care pleacă și am în față imaginea multor căsătorii, multor nunți, în care îndată veți auzi după predică o întrebare, două întrebări, din dragoste și nesilit de nimeni te căsătorești și veți auzi un glas tare, da, pentru câtă vreme încheie acest legământ al căsătoriei tale și veți auzi îndată, pentru toată viața. Am în imagine o apă și pe malul apei mulți candidați îmbrăcați în alb, fete, băieți, bătrâni. Și fiecăruia în parte li se pune o întrebare, pentru câtă vreme închei acest legământ și îl vei sluji pe Dumnezeu botez în apă? Și toți spun, până la moarte. Ei bine, pe tinerii aceștia îi întâlnesc după 60 de ani. După ce au trecut prin construcție, după ce au călătorit pe pământ, după ce au trecut pe la maternitate, după ce își căsătoresc copiii, după ce îngrijesc copiii, după ce se bucură de nepoți, îi vezi după 60 de ani cu fruntea plină de cute, cu bastonul în mână, ținându-se, sprijinindu-se, venind la adunare. Oamenii ăștia sunt o istorie. Oamenii ăștia au ce povesti. Pe alții îi întâlnești mai repede, după o lună, după luna de miere, după 2 ani, după 7 ani. Am întâlnit acum după 30 de ani, chemat de urgență păstorul, să vină doi frați din comitet. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai putem să trăim împreună. Oare voi cât veți merge împreună? Până la capăt? Dumnezeu să vă ajute. Din aceia care încheie legământ cu Domnul, pe unii îi vezi slujind la amvon,
ridicând glasul, spunând așa vorbește Domnul. Îi vezi în pușcării, îi vezi în misiuni, îi vezi în India, îi vezi în Africa, îi vezi misionând prin satele României. Pe alții îi vezi că au abandonat cursa și nu-și duc mandatul lor de pocăit până la capăt. Am în imagine o întâmplare din Scriptură când un semănător a ieșit o semănat sămânța. După ceva vreme sămânța asta a încolțit plante culate, plante viguroase, plante la care te așteptai să dea rod. Și într-o zi s-a ridicat soarele mai tare și o dogorit cu putere. Și plantele astea s-au ofilit și s-au uscat. Au început bine, au sfârșit tragic. Niciun câștig pentru cel care a trudit. Dacă vă doriți ceva dumneavoastră în viața de pocăință, vă doriți tuturor statornicie. Să începem cu Dumnezeu și să sfârșim tot cu Dumnezeu. Amin? Dacă vă doriți vouă ceva în viața de căsătorie, vă doriți statornicie. Să începeți cu Dumnezeu și să sfârșiți tot cu Dumnezeu și împreună. Să vă găsească poștașul, aducând pensia, stând pe bancă, plin de bucurie. Amin? Doamne ajută la aceasta. Spuneam că în viața de pocăință, ca să-L urmezi pe Domnul, te învoiești să mergi cu El împreună, trebuie în primul rând să accepți toată învățătura Lui. Uitați-vă dumneavoastră, am întâlnit în Scriptură un om preocupat de mântuire, interesat de viață veșnică. Deși avea bogăție multă în viața lui, deși era încă tânăr, îl numește Scriptura, el își face rost de o întâlnire cu Domnul Iisus. Se duce acolo unde predica el în mulțime și pune întrebarea cel preocupat pe el, ce durea în sufletul lui, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul stă de vorbă cu el, îi vorbește de porunci, spune toate acestea le-am împlinit cu strictețe din tinereța mea. Și acum vine o învățătură a Domnului. Tânărul ăsta e la linia de start. Putea să fie un ucenic, putea să fie un apostol. Și Domnul îi dă o învățătură, îi recomandă ceva. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vino și urmează-mă. Și lucrul ăsta pe el l-a întristat și a plecat întristat. El din capul locului n-a putut accepta învățătura aceasta. N-ați observat dumneavoastră oameni preocupați de mântuire? N-ați ocupat oameni preocupați de viața veșnică, de ce va fi dincolo de moarte, de sicriu și de cimitir? N-ați văzut dumneavoastră oameni care vin în adunare la evangelizare și vin cu un gând bun, cu un scop bun? Și aici în adunare se întâlnește cu învățătura Mântuitorului și ei din capul locului nu pot primi. Spun așa ceva, nu pot accepta. Eu am credința mea, eu am învățătura mea, eu am religia mea, mă preocupă mântuirea, viața veșnică, dar nu pot să accept învățătura asta. Și pleacă supărat. Supărat el, supărat Domnul, supărat frață. Dar există o a doua categorie. Există oameni care acceptă învățătura Domnului și merg cu Domnul o vreme merg cu Domnul. Ei poartă numele de ucenici până la urmă. Și apoi spune cuvântul Domnului în cartea Evanghelistului Ioan, în capitolul 6, și vreau să citesc aceste cuvinte, de o a doua categorie, unii nu acceptă din capul locului învățătura, nu o primesc. A doua categorie spune așa, versetul 66, din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Deci prima categorie care din capul locului nu acceptă învățătura, eu nu mă pocăiesc. Până am nevoie de pocăință, am nevoie de rai, am nevoie de viață veșnică, mă interesează mântuirea, dar nu pot accepta învățătura asta și pleacă din adunare supărat. O a doua categorie la care le place pocăința, care se hotărăsc la pocăință, care umblă o vreme cu Domnul, dar spuneam că este nevoie să credem tot ce au spus Scripturile. La un moment dat vine Domnul și le dă o hrană un pic mai tare. Ucenicilor Mântuitorului spune, cine nu mănâncă trupul meu, cine nu bea sângele meu, n-are parte cu mine. Și unii au spus, învățătura asta, vorbele astea sunt prea de tot. Și din clipa aceea l-au părăsit pe Domnul. Oare sunt aici din aceștia
care a încheiat un legământ cu Dumnezeu, care a pornit cu Dumnezeu pe calea pocăinței, care au mers o vreme ca și ucenicii ai Domnului, dar s-au poticnit la un moment dat în alte învățături. Știți, ucenicii care mergeau pe drumul Emausului se întâlnesc cu Domnul, nu l-au recunoscut în prima fază, după aceea și-au dat seama că e Domnul. Vorbeau între ei, erau agitați, povesteau de ce s-a întâmplat la Ierusalim. Și vine străinul și le spune, o, zăbavniți cu inima, când este vorba să pricepeți tot ce au spus Scripturile. Ei au luat, evreii au luat din ce au spus Scripturile partea care le convenea. Va veni un eliberator, va veni un împărat grozav de frumos, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Despre Domnul erau două feluri de profeții. Unii îl vedeau grozav de frumos, puternic, ca un răscumpărător, alții îl vedeau ca Isaia, părăsit, disprețuit, om al durerii, obișnuit cu suferința. Evreii au luat ce le-au plăcut lor. Acel eliberator ce scapă de romani, acel împărat frumos care îi reprezintă pe ei. Și vine Domnul și spune, voi trebuie să pricepeți tot ce au spus Scripturile. Sunt unii oameni care din Scriptură e o partea care le convine. Sunt unii care din Scriptură e partea și din pocăință ce le place lor. Și ce nu le place, măcar că e necesar, ei nu mai iau. Și iată că o categorie sunt acei care l-au părăsit pe Domnul, n-au mai putut să meargă cu Domnul împreună, dar este și o a treia categorie. Aceia sunteți voi cei din adunare acum. Pentru că Domnul se îndreaptă spre cei care au rămas, dar voi nu vă duceți. Și Petru îi spune, de la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele care erau pentru unii o pricină de poticnire și l-au părăsit pe Domnul, pentru alții erau cuvintele vieții veșnice. Și au mers cu Mântuitorul până la capăt. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Amin? Spuneam, ca să-L urmezi pe Domnul, trebuie să primești toată învățătura Lui și să-L iubești din toată inima ta. Adică implicată și rațiunea și sentimentul în urmarea Domnului, în călătoria care o facem cu Domnul. Să-L iubești din toată inima ta. Și când e vorba de iubire, ca și la învățătură, unii o sclintesc de la început. Hai să vorbim de familie, că aici înțelegem mai bine. Un băiat se duce sfânsoare. Tatăl său și cu mama s-a nu-s de acord cu el și îi spune, măi Samson, dar nu sunt în Israel fete ca să iei din fetele noastre, de ce iei de la filisteni fete? Astea sunt niște străine. Și Samson își prezintă argumentul lui, luați-o căci îmi place. Deci lui îi plăcea de fată, fata era frumoasă, era simpatică, ceva l-o lega de el. Și dintr-o dată fac nuntă. Și ce nuntă? 7 zile o durat nunta. Și cât o durat nunta, 7 zile, mireasa știe ce a făcut? O plâns. Tu să nu plângi, nu? Eu te-am văzut dimineața, erai, păreai bucuroasă, Domnul să te binecuvinteze. Ai mai văd mireasă care plâng, așa, nu știu, nu le acuz nici pe alea care plâng. Știu ele de ce plâng. Ei, dar mireasa asta o plâns 7 zile în continuu. Și când a fost trădat, când l-a trădat pe Samson, Samson s-a dus la Ascalon acolo, a făcut rost de haine, de schimb, 30 de haine și de încălțăminte și ce le-a promis, dar pe nevastă sa a dat unui prieten. Când? În ziua nunții. Când s-au gata nunta, a dat unui prieten. Mai târziu a venit ca să-și o ia și îi spune tasul, eu am crezut că o urăști. Și am lăsat-o la prietenul care-i dat-o. Uite, iau pe sorța, că mi-e frumoasă. Și tare s-au mai supărat mirile astea, a trecut deja. O familie care a ieșuat. Când vorbim că familia e comparată cu o corabie, spune Biblia că un împărat cu numele Iosafat a făcut o flotă și el. A făcut multe corăbii să se ducă la Ofir, să aducă aur. Dar Biblia spune că a venit o furtună năprasnică și cu corebele priponite le-o spărâma pe toate. O fost distrusă flota în port, la poarta fabricii unde au fost făcute și nu mai pleca nicăieri. Știți? Exact ca și familia asta. Unii eșuiază exact cum dau să iese în larg. Și am întâlnit familii din astea. Odată am fost chemat la o căsătorie și am spus, frate, dar mă mai sun cu 3 zile înainte. Eu am notat aici. Și am așteptat telefonul și nu a mai venit telefonul. Și dacă nu a venit telefonul, nu mă mai duc la nuntă. Și m-am întâlnit cu fratele după o vreme. Frate, dar aveai o nuntă, nu m-ai chemat.
nu s-a mai făcut nunta. Bine că nu s-a făcut. Ăștia au ieșuat, s-a spărmat corabia înainte de a pleca. Știți că când vorbim de pericole, la unii pericolul se vede din capul locului. În fapt, voia Apostolul Pavel să plece la Roma, de fapt corăbiere, și vine Pavel și spune, oameni buni, călătoria se va face cu primejde, se vede din capul locului că călătoria asta e cu primejde. Pavel le-a spus de la început, asta e cu primejde, asta nu e ușoară. E câte o nuntă care din capul locului spui semne de întrebare. Câte o mireasă moftoroasă și nipocăită, țăfnoasă și cu pretenții, n-ascultă nici de mama, vine cu lista la păstor, negociază ca în piață slujba și spui, măi omule, ce cu mireasa asta? El pe de altă parte arogant, nu ascultă de nimeni și eu spun, măi, dă Doamne să o duceți bine, dar din capul locului se vede că nu-i bună treaba. Ei, la unii pleacă pe liniște, pe vreme bună, dar se stârnește furtuna mai târziu. Vreau să vă spun un lucru, furtuna oricum se stârnește. Să nu dăm vina pe furtunul, să nu dăm vina pe valuri, că de era tot vreme bună, nu, în viață nu-i numai vreme bună. În viață vin valuri, vin vânturi, îs probleme, dar dacă rămâneți statornici în dragoste, că ăștia au ieșuat la început. Hai să vorbim de Judecători, capitolul 19. S-a însurat un om și a luat nevastă și a trăit cu ea o vreme, nu știu, un an, doi, șapte, nu știu cât a trăit cu ea. Dar spune acolo că nevasta asta, țiitoarea lui, i-a fost necredincioasă, l-a lăsat pe bărbat și a plecat la tatăl sau casă. Omul mai sta vreo 4 luni, eu nu pot sta nici 2 zile fără nevastă. Hai de urât în casă, nu știu ce fac mâncare, nu găsesc hainele, numai decât întrebi, știi? Ăsta o mai sta 4 luni, o considerat un concediu, o considerat nu știu ce, dar după 4 luni nu mai a rezistat și s-a dus după ea să o aduc înapoi. Știți dumneavoastră ce s-a întâmplat. Deci ăștia au mers o vreme împreună, până la o vreme și-au apărut ceartă, au apărut problemele care au apărut. Ei, dacă vorbim de Abigail, care avea un bărbat bețiv și nu tare înțelept, da, pe Nabal, femeia asta a pus sentiment în relația ei până când Dumnezeu a chemat pe unul acasă. I-a chemat bărbatul, a murit Nabal și ea a fost liberă. Femeia asta a mers până la capătul drumului, deși avea toate motivele să divorțeze. Eu vreau ca voi să fiți statornici. Amin? Vorbind de familie ca o corabie, o primă remarcă vreau să fac. Iacov vorbea de corăbile astea mari în capitolul 3. Vedeți corăbile astea cât îți de mari? Îs cârnite, scotite, îs conduse, îs direcționate după o cârmă foarte mică, după gustul cârmacelui. Eu am văzut vapoare și mai mari și mai mici și când am întrebat care e cârma, cârma de fapt nu e roata aceea din acolo. Asta e o transmisie, cârma e la coada corăbii, așa ca o coadă de pește mică, că și peștele tot de la coadă cârnește, da? nu de la cap. Ei, cârma asta e tare mică și cârma asta duce barca unde vrea ea sau unde trebuie să o ducă. Dar când vorbea Iacob de cârma asta mică, ce conduce o corabie mare, știți la ce se referea? În Iacob capitolul 3, compara cârma asta cu limba. Prima recomandare, atenție la limbă. Și cei care vorbesc mai mult și cei care vorbesc mai puțin, mare atenție la limbă, că direcția se dă cu limba. Și bărbatul spune ce trebuie făcut în casă, și nevasta spune, și copiii sunt educați, și sunt trimiși la treabă, și sunt chemați de la treabă, și se merge la adunare, totul se face la comandă. Și comanda, cârmuirea e cu mădular mic. Prima recomandare, atenție la limbă, da? Ei, când am vorbit de viața ca o corabie, mi-am propus să vorbesc ce nu place. Așa, în mod preventiv. Pericolele care se pot întâmpla când ești pe o corabie. Și le-am luat așa cum sunt scrise în Sfânta Scriptură, în ordinele în care le-am găsit. Și un prim pericol aș vrea să-l vorbesc din cartea Judecători. Vine cuvântul Domnului, se spune că în cartea Judecători s-a făcut un război.
Chiar nu era un bărbat să meargă la luptă, până la urmă o femeie cu numele de Debora s-a hotărât să meargă în război, l-a luat pe Barac, o căpetenie de acolo, ca să meargă cu ei, și vine Scriptura și spune următorul lucru. Atunci o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Ăsta e cântecul de biruință al prorociței Debora. Dar în cântecul ei, ea prezintă câteva din semințiile lui Israel care au venit la luptă și critică câteva seminții care n-au vrut să vină la luptă. Ascultați mai departe cuvântul Domnului. Din Efraim au venit locuitorii lui Amalec. După tine a mers Beniamin în oștirea ta. Din Machir au venit căpeteniile și din Zabulon cârmuitorii. Mai mari lui Isahar au fost cu Debora și Isahar a venit după Barac. Astea sunt semințiile care au mers la luptă. Era un război național. Era un război de interes pentru toți iudeii. Ăștia au mers la luptă. Dar acum vine mai departe cântecul și spune așa. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor? Să asculți behăitul turmelor? La păraile lui Ruben mare au fost sfaturile, un reproș făcut celor din Galaad. Cei din Galaad n-au venit la război, nu s-au înrolat, n-au vrut să lupte pentru independența lor. Că evreii sunt în război, că Israelul e în război, îi treaba Israelului. Noi stăm în mijlocul staulor, că ne place behăitul turmelor. Apoi vine Biblia și spune așa, pentru ce a stat Dan pe corăbi? Și de aici vreau să predic. Așer a stat pe manurile mării și s-a odihnit în limanurile lui. Adică seminția lui Dan probabil aveau corăbii. Și când toți evreii au plecat la luptă, la război, ei n-au plecat, ei au stat pe corăbii. Au dat la pește, s-au odihnit. Ce făceau, nu știu. Vine Biblia și spune despre ceilalți, Așer a stat pe manurile lui și s-a odihnit la limanurile lui. Ăștia probabil erau pe mare, erau pe plajă pe undeva, zic eu, că limanul înseamnă plajă. Ăștia au stat pe limanurile lui, Dan au stat pe corăbii, evreii, la război. Primul pericol care paște unele familii este nepăsarea, neparticiparea la acțiunile biserice. Voi ați cântat în grupul 5, dea Domnul să cântați în grupul 10. Sau un grup celor din nota 10, nu știu cum sunt notate grupurile aici, la dumneavoastră. Așa, dar să creșteți mai mult, da? Să fiți din nota 10. Ei, adunarea are unele acțiuni care sunt ale ei. Familiile din adunare trebuie să meargă la seri de priveghere. Familiile din adunare trebuie să meargă la o mormântare. Familiile trebuie să viziteze bolnave. Familiile trebuie să doneze celor săraci și năcăjiți. Adunarea are anumite lucrări care sunt ale ei de interes comun. Știți ce am constatat? Unele familii sunt total nepăsătoare. Dan stă liniștit pe corabia lui. El stă acasă, trăiește bine cu nevasta, are făcut o terasă afară, poate are un grătar, mai are musafiri. Și ce dacă adunarea e în post? Și ce dacă unii sunt la repetiții? Și ce dacă ceilalți sunt la stăruință? Eu stau acasă, că mă înțeleg bine cu nevasta, cu copiii, și nu participă la acțiunile biserice, la acțiunile adunării. Ăsta este un pericol. Acum spune frate, dar știți când vechime era un an de zile scutire în militărie? Asta e cu legea, dar harul nu te mai lasă. Harul știi ce spune? Joi seara să vii la adunare amândoi. Amin? Nu știți. Hai, o lună duceți-vă, na, dacă vreți. 3 săptămâni, duceți-vă. Dar peste o lună să fiți la adunare. Să fiți la repetiții, să fiți la stăruință. Nepăsarea cuprinde tot mai multe familii și este un pericol. Dacă familia mea este o corabie, când Debora cu Barac pleacă în luptă, Galadiț ascultă behăitul turmelor, Dan stă pe corăbii și Neftali stă pe plajă. Nu mi se pare normal. Vouă vi se pare normal? Că de fapt biserica e o sumă de familie. Familia mea cu familia ta, cu familia lor împreună, alcătuiesc biserica lui Dumnezeu. Să participați la toate acțiunile. Vorbim de nepăsare, 1 Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. 2 Cronici 29:11. Nu fi nepăsător de slujba care te-a chemat Domnul. Da?
Evrei, capitolul 2, versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Am observat, dragii mei, nu ca o critică, vă spun așa ceva, prevenind starea asta de lucruri. Foarte multe familii nu participă la programele adunării. Nu vin joi seara la adunare. Dacă vin, vin întârziat. Am fost în America, am văzut o lehamită de adunare care efectiv m-a iritat și o trebuie să-i mustru pe cea. Nu începem adunarea de la 9, că e prea dimineață duminică, o punem de la 10. Dar lunea se scoală de la 5, merg pe autobandă 3 ore și nu întârzie 1. Numai duminică avem voie să dormim. Și încep adunarea la ora 10 și o termină la 12 fără. O predică scurtă, câteva programe cu laudă și închinare și plecăm. Nu-i viață. N-ai cum să fii sănătos când nu mănânci sănătos sau când nu mănânci deloc. Nu ai cum. Familii care nu participă la programul adunării, familii caracterizate de nepăsare, doresc pe voi, Domnul să vă facă să fiți activi în viața bisericii. Amin? Doamne ajută și pe ei și pe noi ceilalți. Amin. Un al doilea pericol care l-am întâlnit în 2 Cronici vorbi de acele Iosafat despre care spuneam mai înainte și citesc. După aceea Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă de la Tarsis și au făcut corăbii la Ițion Gheber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareș, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis: pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbile au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Al doilea pericol în viața de familie sunt asocieri nepotrivite sau prietenii păcătoase. Voi ați avut prieteni ca și băiat. Tu ai avut prieteni ca și fată. De acum veți avea prieteni familie întregi. De mâine sau de azi vor fi familii interesate de prietenia voastră, de colaborarea cu voi. Nu uitați, prieteniile acestea au o limită. Și cine ține limita asta, se încadrează în ea, îi binecuvântat. Și cine nu, este într-un real pericol. În primul rând, faceți-vă prieteni de familii, tot familii care au frică de Dumnezeu, tot tineri care sau bărbați care slujesc, tot surori care fac ceva în adunare, familii cu care poți să cânți o cântare, familii cu care poți să faci o rugăciune, familii cu care poți să stai din cuvânt, familii cu care poți să inițiezi o acțiune bună în cadrul bisericii, să ajuți un necăjit, să faci o școală cu copii, astfel de prieteni să vă faceți, dar nu în relații foarte intime, nu divulga secretul din casă. Musafirul și prietenul își are locul lui în casă, n-are ce căuta în dormitorul vostru, musafirul numai sufragerie, bea un pahar de apă și pleacă acasă. Dar dacă ne facem tovărășii rele, 1 Corinteni 15:33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Vouă v-am povestit odată un caz, când eu în anii tinereți aveam prieteni de familie. Dragă Doamne, ne adunam la rugăciune. Și de rugăciune unul a adus într-o seară un joc de remi. Eu spus, hai jucăm un remi, doar nu-i păcat. Și am jucat un remi și acum ne plăcea mai tare remiul decât rugăciunea. Și stam până după miezul nopții. Și nu începeam, nu stam la masă, nu începeam jocul, dacă nu era una, două, trei, băi, suntem toți, gata, hai să începem. Și odată cineva nou a venit și eu am întrebat gazda, dar familia cu tare nu vine? Zic, nu. Dar de ce nu vine? Păi nu l-am mai chemat. Și eu, dar de ce nu l-ai chemat? Și dacă tot mă întreb, hai să spun. Măi, frate Dragoș, tu ai văzut cum vorbește el cu nevastă sa? Ai văzut ce jargoane, ai văzut ce vorbi aruncă, ai văzut ce glume nesărate face, ai văzut cum se poartă cu ea? Eu am văzut că bărbatul avea niște ieșiri, dar când mi-au fost puse, zic, da, da, am văzut. Măi, cum face el cu nevastă sa, nu mă interesează, e treaba lor. Dar săptămâna asta, bărbatul meu, o folosi niște expresii exact de-a lui. Cum făcea el pe nevastă, așa m-a făcut bărbatul pe mine. Și a spus, până aici, ăla nu mai vine în casă la mine, că un bine să copii e greu,
dar un rău repede se copie. Și dacă e vorba că bărbatul meu învață de la el purtarea asta nedemnă, să stea el la casa lui și eu la casa mea n-am nevoie. Eu am felicitat femeia asta că o sesizat un pericol și l-o stopat. Ieri eram într-o familie, am cunoscut pe băieți și am întrebat ce face băiatul ăsta mai mic, amatare, că are o poză pusă acolo. Dacă el ce mai face? Oh, frate dragul, și el o divorțat de 3 luni. Cum o divorțat? Păi așa, cum auzi. Dar ce s-a întâmplat? Din cauza prieteniilor. Măi, dar cum prieteniile divorțează? Păi ei stăteau, mi-au spus, unde în afară, stăteau mai multe familii într-o casă și eu am fost la el în vizită, să om bătrân, om cu minte. Și i-am spus, măi, ceva nu-mi place, măi. Prea strâns în relație, la cumpărături împreună, la mâncare împreună. Băietul meu cu norme are camera lor, ei iau a lor. Pe aceea eu o întâlnesc la băiet în cameră, pe nora mea o întâlnesc dincolo. Prea, le-am spus, măi, nu-i bun. Am fost și am vorbit cu Cuscru, măi, Cuscre, copiii ceia pretrăiesc bine așa la comun, nu-i bun. Băi, frate, mă, dar ei se tem de Domnul. Și-o căzut în păcat cu cine-o căzut. Nu-o mai putut ierta și acum are 3 luni de când o divorțat. Ceva ce te cutremură. După câțiva ani, an bun de căsătorie, o venit prietena ei și i-a distrus familia. Pentru că e foarte important în viața de familie ce prietenie ai și cu cine te însoțești. Iosafat a vrut să facă o flotă mare, să ducă după aur, dar s-a însoțit cu Ahazia, care avea o purtare nelegiuită. Nu vă însoțiți cu familii nelegiuite. Nu vă faceți prieteni cu familie în care nu este frică de Domnul. Odată a plecat Amația la război, îi se părea că e mai slab și o mai tocmit din Israel o oaste. Și a venit un om al lui Dumnezeu, a spus, de-i face fapte de vitejie câte vrei. Tot n-ai să câștigi din pricina oamenilor acestora că Dumnezeu nu-i cu el. Și Amația îmi treabă, dar ce să fac cu cei 100 de talanți care i-am dat? Și Domnul a spus, renunță la ei și el îți va da mai mult. Chiar dacă e cazul, chiar în afaceri, chiar în lucru, să pierzi ceva, de sesizezi un pericol, de vezi că e un pericol, o prietenie din asta care nu-i bună, pierde și în afaceri, este o vorbă la noi în popor, tai poala și fugi ca să scapi familia și să scapi cu pocăință. Dumnezeu să vă ajute, amin? Al doilea pericol pe care l-am sesizat, deci primul era o stare de indiferență, de nepăsare la tot ce se întâmplă în adunare. Al doilea este o asociere păcătoasă, niște prietenii rele. Vreau să mai prezint un pericol, eu l-am pus la pericole, dumneavoastră puneți-l unde vreți. O întâmplare din Scriptură. Domnul predică Evanghelia, îl roagă pe Petru să-i împrumute un pic barca și de acolo are o predică frumoasă. Și după ce termină Mântuitorul predica, îi spune așa lui Petru. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Al treilea pericol, abundența. Sau cum o mai numim noi, binecuvântarea, dacă e binecuvântare. Eu numesc binecuvântare. Abundența în lucrurile materiale, în bogățirea familiilor noastre, eu am trecut la un pericol. Până aici nu erau ei vinovați. Și vine Biblia și spune așa, au făcut semn tovarășilor lor un lucru bun. Nu știu ce avere aveți voi, nu știu cât de bogați sunteți, dar vreau să vă văd bogați peste ani și în lucrurile materiale. Când veți avea din îndestulare, să faceți semn tovarășilor voștri care n-au nimic și să le dați și lor. Da? Eu mă rog pentru asta. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Au venit și au umplut amândouă corăbile și atenție, așa că au început să se afunde corăbile. Păi când se afundă corabia nu-i pericol? Dar de ce se afunda corabia? Prea mult pește. Am întâlnit familii care au fost în pericol în momentul când s-au îmbogățit. Cât au fost săraci, veneau la adunare și plângeau în rugăciune. Cât au fost săraci, se sprijinea de brațul soțului sau soțul de soție și făceau planuri.
Și când Dumnezeu a îngăduit să li se împlinească planurile, când au devenit deodată mai bogați, s-au schimbat total, domnule. Pentru că bogatul nu gândește ca săracul, schimbă gândurile. Și-o schimba total, și-o schimba garderoba, și-o schimba mașina, și-o schimba locuința, unii schimbă nevasta. Dar asta din ce cauze? Că nu mai pot de bine. Că au prea mult. Îmi repara mașina la un service și a venit un străin, repara și el mașina. Și povestea de o altă mașină a lui, până la urmă am auzit că era ofițer superior în cadrul poliției române, că el era cel care emitea permisele de conducere și îi spunea la mecanicul meu, am făcut un concurs de cățărare, eu cu mașina mea, și el a spus numele unui frate pocăit cu mașina lui, că el râdea de mine, a spus că tu n-ajungi ca mine. Băi, dar unde s-a suit el cu mașina lui? M-am suit și eu pe munte cu mașina mea. Au niște mașina ca niște tafuri, 4x4, din astea, de război, așa, că dacă le-ar vedea ucraineni, ne-ar lua la dânșă. Și după ce pleacă, îmi spune mecanicul cu o casă de copii, băi, frate, Dragoș, ăștia au adrenalină, măi, în ei, mă, că ei stau la birou și mi-au spus de fratele acela, eu știu de om pocăi, nu-l vorbesc de rău, dar lor le vine să se cațără pe munți, lor le vine să se ducă în prăpastie, le vine să facă ceva. Ei bine, și mi-am dat seama că unii nu suportă, nu știu să se poarte când sunt bogat. Unii știu să se poarte. Și Domnul îi dă bogăție și rămân statornici în pocăința de care vorbeam. Ei, dar unii când se văd bogați, nu mai știu ce să facă cu bogăția. Și bogăția lor este un pericol pentru ei. E pericolul acestor corăbi pline cu pește, l-am trecut astăzi în fața dumneavoastră. Că atâta vreme cât barca ți-e mai goală, ești mai pocăit. Dar când barca ți se afundă de bogății, nu mai ai ce să faci cu ei, ești în pericol să te afunzi. Dumnezeu să vă dea bogăție vouă, mă rog, dar Dumnezeu vă dea și pricepere să o gestionați. Să chemați tovarășii voștri care nu au și Petru își dă seama că e o minune. Și următorul gest care îl face, când li se scufunda barca, spune, s-a aruncat la picioarele Mântuitorului. E adevărat, i-a spus, pleacă de la mine. Și Domnul pleca, dar nu pleca singur. Petru pleca și el după Domnul și l-a făcut pescar de oameni. Când veți vedea corabia voastră că are mult pește în ea, aruncați-vă la picioarele Domnului și mulțumiți-i. Chemați tovarășii și dați și celor care nu au, ca să nu vi se scufunde barca. Amin? Mai este un pericol și cu ăsta vreau să închei. În cartea Faptele Apostolilor descrise acea călătorie plină de peripeții a Apostolului Pavel. Și vine Biblia și spune așa, dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie, și îi slobozeau luntrea mare sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorile înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașilor și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntrei și au lăsat-o să cadă jos. Al patrulea pericol l-am numit eu evadarea. Hai să fugim din corabie. Și fuge din corabie ori bărbatul, fuge din corabie femeia, câteodată fug amândoi din corabie și rămân copiii în urmă, pe la vecini, pe la bonă, pe la nepoți, pe la strănepoți, pe la, nu știu, la bunici, evadarea. Ați făcut azi o rugăciune în adunarea. Domnul s-a făcut rugăciunea asta și cred că a fost un îndemn. Să ne rugăm pentru familiile care sunt în prag de divorț. Unde? Familii din Betel? Păi eu când eram copil, nici nu se punea problema divorțului și a recăsătoriei. Și acum tot mai multe monede, tot mai multe întâlniri, tot mai multe studii biblice, am voie să divorțez, am voie, eu sunt asaltat cu astfel de întrebări. Frate Dragoș, am ratat prima căsnicie, ea era o rea, am prins-o cu unul, poți să mă însori iarăși? Sau vine ea și spune, mă bătea, umbla cu altele, fuma, am dat divorț, poți să mă recăsătoresc? Dar de ce vrei să evadezi tu din familie? Că tot așa de frumos a spus ca și ei. Tot așa vă uitați unii în ochi la alții, tot așa vă strângeți gingași de mână, tot așa aveați planuri de viitor. Până unde au mers planurile tale? Până unde au mers sentimentele tale? Câtă statornicie ai avut în viața de familie? Câtă statornicie ai avut în viața de pocăință în mersul tău cu Domnul? De ce vrei să evadezi? Și apoi unii pleacă și nici nu mai știe femeia rămasă din măritată sau nu. Dar soțul dumitale ce face?
Păi pleca, frate, Dragoș, nu mi-a dat semn de viață din nu știu câte luni. Dar bani mai trimite, până acum mi-a trimis, acum nici la telefon. Femeia asta nu știe, e măritată, nu e măritată. El îi dus, el o evada din corabie. Păi dacă pleacă bărbatul din corabie, ceilalți cred că pot fi scăpați? De ce ești așa de egoist? Tu să trăiești bine. Nu te interesează de copiii tăi, nu te interesează de soția ta. Altădată evadează soțiile. Am avut un prieten, coleg de servici, care după ani și ani a ieșit la pensie, acum odată cu mine, nevastă o dat divorț. Dom'le, un băiat extraordinar, nepocăit. Dar un băiat bun, muncitor, nu bețiv. Spune, măi, poate ai bătut-o, că n-am atins-o nici cu un deget în viața mea. Banii am adus, nu au adus nimeni din voi. Și știam că au adus bani. Și totuși, ce ți-o imputat, măi, omule? De ce te-o lăsat? Păi când am întrebat-o, mi-a spus că n-am fost destul de tandru. Of, tandreța asta, după 30 de ani, ea vrea încă tandru. O găsit un italian mai tandru. Evadarea. Unii pleacă din familie, unii pleacă din corabie și ceilalți rămân nenorociți. Asta nu este o soluție, evadarea. E un pericol tot mai des întâlnit în familiile noastre. Sau câteodată soția nu divorțează, dar odată eram la o seară de rugăciune și a ieșit o lucrare de la Domnul, printr un proroc al Domnului, și spune, voi îngădui să ajungi pe un pat de spital, pentru că ai cerut și ai spus în mintea ta că ai vrea să mai pleci de la casă. Și soția spune, da, frate, fac am o casă de copii, mă opăresc acolo la oale, unul nu mănâncă clătite, unul nu vrea ochiuri, unul nu vrea borș, unul vrea nu știu ce, li calc hainele, li strâng în urma lor. Și am spus, m-am săturat, m-aș duce odată 2 săptămâni în pădure, m-aș duce să plec de la casa asta. Și Domnul a spus, nu în pădure, este duci la spital. Și i-a spus, roagă-te, Domnul, nu? E mai bine acasă cu copiii decât la spital, nu mă mai duc nicăieri. Știu câteodată vă vine să vă duceți de la casă. Știu când aveți un bărbat pretențios și copii care nu vă prețuiesc munca. Știu câteodată vă vine să plecați, dar nu plecați din familie. Nu părăsiți corabia, că e un pericol pentru ceilalți. Și spunea Domnul, ai cerut să pleci de acasă, voi îngădui să ajung la spital. Și a început femeia să eram acolo, a început să plângă, să spune, da frate, am cerut, dar nu la spital. Hai să ne rugăm Domnului că vreau să rămân acasă cu copiii, cu soțul, rămâneți în familie și Dumnezeu să vă ajute. Amin. Am vrut să spun aceste lucruri. Am asemănat viața voastră de familie cu o corabie. Spunea Eminescu, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Aș vrea să plecați împreună. Țineți minte de aceste 4 pericole. Pericolul nepasării, a inactivității. Când tu stai cu nevasta și nu te doare capul de nimic, e un pericol, voi să nu fiți așa. Părtășiile păcătoase, tovărășiile rele, să vă feriți de ele. Abundența asta care ne depărtează de Dumnezeu, că nu știm să administrăm ceea ce ne dă Dumnezeu. Și asta e o problemă. Chemați tovarășul și dați-le până vă ușurați barca, ca să nu fie în pericol. Și în al patrulea rând, evadarea. Nu evadați. Țineți-vă de mână de aici și până când Dumnezeu va hotărâ ca să ne ține pe pământ. Amin.